Salut! Noi Suntem suntem Cocolix Cocolixi. Noi suntem Cocolixi, noi suntem Cocolix. Și astăzi vom juca cu Coscioaba. Da, trebuie să terminăm. Uite, asta are datoria la noi peste 16.000 de dolari. Oh, și, wow. Și trebuie să terminăm, că mai avem câteva chestii ca să ne dea bani. Oare cât de mulți bani putem să stoarcem de la femeia asta? Nu știu, dar și asta e economă, că nu mă lasă nici măcar să iau asta cu mine. Știu, nu ne lasă să vindem nimic, voi ați observat? Deci, camera asta am făcut-o, dar n-am făcut-o total. Am făcut-o aproape total, nu știu ce mai vrea, habar n-am ce mai vrea, dar o lăsăm așa. Dar eu zic că am făcut treabă bună. Am făcut treabă excelentă și faină. Mai știți ce urât arăta înainte, da, nu? Da, bucătăria. Bucătăria, wow, e faină. Numai cred că trebuie să pun plasturi aici ca să terminăm. Ia vezi, acum poți? Să vedem. Că nu puteam, dacă mai țineți minte data trecută, nu mai puteam să vopsesc asta. Ia, se poate? Nu mă lasă. Dar nu te lasă că nu e selectat. Uite, selectez. Nu mă las să selectez. Ia să dau plasture, poate vreau să pun plasture. Unde e plastur? Uite aici. Așa. Deci atâta trebuie să nu funcționeze asta. Auzi, tu n-ai mai cumpărat un plastur dintre ăsta. Nu casa asta. Nu? Nu. Hai să văd. Trebuie. Nu vreau să nici să-l plăstuiesc. Nu. Eu cred că doamna asta e șmecheră, o făcut ea intenționa ca să nu ne dea banii pe bucătărie. O făcut intenționa să ne dea banii, uite, nu pot să... Ba da, se poate! Uuu, bate palma, ai de mine! Ți-am zis eu că trebuia să pești mai bine super, acolo. Super, păi... Mie-mi place cum are cucoana asta aici în casă. Mie-mi place, nu... Poate ne inspirăm și noi așa puțin. Nu prea place culoarea de la mobila de bucătărie. În sensul că se poate una mai bună. Scaunele sunt faine. Îți place. Ai lăsat ordine, ai zis că lași de iurea de până la urmă. Lasă așa, că mă închid ideile. Arată bine, atât am vrut să vă. Aici am făcut 100% camera, uite, tot, super 100. Următoarea, ce vrei aici? Să înțeleg că trebuie să mai facem 4 lucruri. Ia uitați cât de fain am terminat-o de văruit. Senzațional. Camera de caramele. Aici, foarte fain. Aici zice că mai avem de montat un mount device, dar nu știu ce, știi? O fi ceva după ăsta. Nu știu ce, poate vrea altă lustră. De altă lustră? Nu știu ce. Stai puțin. Că nu se aprinde. Uite, cred că trebuie să... Uite, dacă nu se aprinde, înseamnă că trebuie să-i pui... Assemble. Să-l ansamblezi. Ansamblează tu. Ia, ansamblez eu. Am scos becul. Pun becul. Asta a fost Cristina, bravo, da, bate palma. Am înțeles. Și du-te și în celelalte camere. Uite, camera din partea... Asta. Așa, aici tot așa trebuie. Uite, din cauza că nu merg 3 becuri. Cristina! Nu știu că trebuie să faci așa la gata, bravo. Nu, fă-le mai multe becuri. La 3 becuri, uite, și la ăsta de aici, ăsta nu merge. Ăsta. Nu, de pe bec, nu, că mi-a mus asta cu totul. Eu mut? Da, nu. Dar nu vrea să-i schimbăm, să-i o pun imata. Du-te pe bec. Dau click pe bec? Ăsta nu merge. Stai să văd care. Trebuia cu E, ceva cu E assemble, când îți apare E. Era apărea. Deci de fiecare dată când arată pe harta acolo... Ia, montează-l pe ăsta. Super. Deci vrei să spui mie că și becurile trebuie să le schimb. Da, trebuie să schimb și becurile. Mai este un bec. Nu știu cum a nimerit. Deci nu știu cum ți-ai dat seama, Cristina, dar a fost super. Păi arăta acolo pe hartă și m-am gândit că sigur are legătură cu lustra. $600 chiar schimbat becurile, nu vine să cred! Deci, nu mai are și alte becuri. Acum văd. Camera asta ce vrea. Camera asta, iar am făcut-o. 100%. Perfect. $17,000. Camera asta. Am făcut deja $17,000. Da, că becurile au costat mult. Camera asta. 100%. Nu? Am făcut-o, ai făcut-o tu. Bravo. Arată cu verde, unde arată cu roșu înseamnă că nu e. Aia asta, baia, el cocinoza. De mine, ne întoarcem la baia asta urâtă. Na, Cristina, vrea să schimb toaleta? Schimb-o. Haide să o schimb. Da. Click stânga. Apăs click stânga. Da. Așa. Așa, super. Acum, am scăpat de toaleta urâtă. Acum, înainte să-i montăm ceva din asta, hai să-i punem tiles-urile, că știi, după aceea e greu, nu mai vezi vrea nimica. Vrea să schimbe gresia, vrea să schimbe tot. Dar chiuveta asta o păstrează? Că eu am chef de cumpărat o chivetă nouă. Da, să mai cumpărăm la casa noastră. Stai să văd. Deci, cu ce vrea? Lei ceramic wall tiles, dark green and ceramic tiles grey. Deci fii atent. Wall tiles-urile vrea dark green. Da. Și pe jos vrea grey. Hai să căutăm grese pentru perete dark green. Hai să căutăm oară grey-ul, că e mai rapid. Bine. Tiles, dar stai, de care pentru trebuie? Pentru floor tiles. Unde scrie? Uite sus, la F. Floor tiles. Așa. Ce era? Care voia? Păi, nu te-ai uitat. Eu știu la dark green. Grey. Ok, grey. Înseamnă cum ne-am pus noi în baia noastră. Deci aia, nu green, grey. Da. Uite aia. Asta, cum ne-am pus noi în baia noastră. Care? Aia de dedesubt. Asta. Grey? Asta zice? Da. Vezi? Grey. Toată lumea vrea grey. Stai că uite cum s-o pune acum. Înseamnă că noi suntem foarte la modă dacă vrea și asta. E, fii atent. Se ia după baia noastră.
Oh! Wow, într-o secundă bate palma. Se vede că avem experiență. Bravo! Am rămas asta sub ușă. Hai, dă-i și la asta sub ușă. Super. Perfect. 100%, 100%. Nu, că nu mă arată niciun 100%. Da, și vrea... acum trebuie să pune și pe perete. Dark green. Cu dark green. Care e aia? Să vedem. Uite asta. Nu? Nu, ăsta e mozaic. Wall tiles. Na, vezi tu care e dark green. Nu, ăsta e wall tiles. Wall tiles. Așa, dark green. Prima. Ăsta? Da. Și cumpără două, o din asta. Bye. Așa, pune și jos. Și o pun jos? Pune, montează și tu să vezi cum e. Ia să mă duc și eu să fiu și o montatoare de grese așa. Pe... Nu, până jos. Ah, ok. De pe click dreapta. Și cum? Click dreapta și cu... spatula. Spatula asta? Așa, da. Și iau de aici? Da. Așa. Și pune una. Și acum pun? Da. Oh, cred că e prima oară când unc să mai gresia asta cu unt. Grese... Uite, și tu facem sandwich-uri. Asta e toată faza. Îmi place foarte mult. Și la fiecare dintre astea trebuie să o iei și să o ridici? Da, că nu poate mai mult de una. Dar te-apleci mult aici. Dar să vezi realitatea că... Hai! Haide! Aici măcar e cât un perete, linie întreagă, dar în realitate e cât o una. Dar îi place la doamna asta cu fac, nu? Îi place, îi place. 9%, 11%. 18.900, 19.000 cu șchei, ia mai pune una. Hai sunetul banilor, se aude. Deci, Cristina, avem aproape 19.000 de dolari. Cred că asta e ultima cameră care trebuie să o faci. Suntem cantar noi. Suntem cantar. Noi mergem la lucru, ne strângem o grămadă de bani și după aceea ne faci și noi fain. Vai de mine, ai crescut deja. Deci noi o să avem, vai de mine, peste 40.000 de dolari, nu? Numărat. Serios? Bine. Da. Oh, wow. Hai că acuși cresc banii de la doamna asta. Avem 19.143. Hai să mai fac și puțin ca să... Stai să mai fac și ultima. Uite, peretele ăsta al meu. Peretele ăsta al meu. Să știi, doamna, că ai făcut de mine. Îmi las semnătura. Super, super. Așa, și acum tot baia e făcută de Felix, în rest. Da. Lasă Cristina să plice mai mult. L-a pus toalete, l-a pus mobil, l-a pus din astea, așa. L-a pus dușuri, mai ales. Aia cu dușul a fost epică. Să mă chemați. O să fac un montaj. Aia a fost cel mai epic lucru care l-am întâlnit vreodată. Așa ceva. Mă deranjează că nu pot să pun două deodată, știi? Da, știu. Poate ne trebuie upgrade-uri, știi? Oh, ar fi fain să putem pune mai multe deodată. Ar fi fain, ne trebuie upgrade-uri. Acum, na, ce să faci? Acum, în baia asta, tu ce te-ai vine dacă asta ar fi baia ta? Ce te-ai pune aici? Ce mi-aș pune? Păi, cred că mi-aș pune o chiuvetă nouă. Da. Că m-am săturat de asta, vreau și o să văd alta, cum arată. Să văd ce chiuvete mai faine mă ăștia. Și sincer, eu mi-aș fi pus o cadă între aia super fancy în loc de cabină de duș. Dar nu cred că e spațiu. Auzi, dar eu văd că ăștia o cabină de duș mai fancy decât aia noastră, ăștia o pe colț. La rotund. Da, nu știu și-o cumpărat-o, și-o comandă-o din străinătate. Din străinătate. Deci, noi avem intrare dreptunghiulară. Fii atent ce mult schimbă chestia asta pe perete, deja o face luxoasă, uite și tu. Văd. Și chiar e foarte faină culoarea. Dar pe mine mă amuză că nu trebuie să dai asta veche jos, știi? Ia uite ce fain arată. Pui peste. Wow. Da, și mie asta îmi place foarte mult. Pui peste mizerie. Asta îmi place că, de exemplu, dacă aia de jos nu-i pus, aia dinainte nu-i pusă bine, știi cum cade tot? Deci știu un vecin, a fost mai de mult, dar nu cred că a fost vecinul. Un fost vecin de altă parte, mă rog. O cunoștință și eu a zis: "Bă, dar de ce să dai o bani la meseriaș când pune o singură gresia, nu și-o pus în viața lui, și-o pus pe tavan așa, o din aia scumpă, nu pe știu, tavan, pe perete." Nu, scuze-mă. Și-o pus pe perete, și-o pus și pe jos, cred, dar și-o pus pe perete așa, și aici era baia, nu și-o pus pe toată baia, doar așa unde era cada, și-o pus pe perete. Și din aia scumpă, hai, acum câțiva ani, cred că era vreun 1 milion, 2 metri pătrat, deci o costa 5-6 milioane, 7 milioane numai un perete. Și o pus cât o put în ziua respectivă un perete și s-o pus să doarmă. Și după aceea au auzit ceva, o bubuitură, noaptea, dar nu i-a păsat. Dimineața când a venit, o mare parte din peretele ăsta era căzut în cadă, toată gresia aia scumpă spartă și așa, că nu a pus-o bine. Deci, a făcut economie. Da, luați-vă un meseria să vă pună că cine adică știe. Adică noi. Da. Echipa Cocolis. Băi, acum eu căzut când dormea, dacă cădea când făcea duș. Era super fain. Se îmbrăca în gresie. Dar cine știe ce n-o fi făcut acolo bine? Cred că și-o l-a pus pe aia veche. Cred că a fi pus prea mult adeziv. Cred că... Dintre la strat gros, așa au zis. Strat gros? A pus strat gros. De unde știu că n-o pus adeziv de altceva, că este adeziv special pentru gresie? Sau e posibil să fi pus pe faianța veche și n-are prindere, știi? Probabil. Da. E că mai puțin. Hai că te miști super repede, dar să nu uiți de partea aia de lângă geam. Asta o fac acum, că dă bine. Mie îmi place baia asta, știi ce-mi place? Mm. Geamul ăsta așa mare, uite și tu. Și mie îmi place foarte mult, să mă vadă toți. E fain geam mare la baie, dar ce că-ți pui o draperie, ceva, o jaluzia. Și nu se înmoaie toată așa. Nu, că ți-o pui să fie tare. Nu se înmoaie că la apă, știi, se face toată. Nu, că nu se moaie, ți-ți moaie geamul. Deci fii atentă, eu trebuie să mai cumpăr, asta mă deranjează foarte mult la femeia asta. Eu trebuie să mai cumpăr o din asta, că da, nu mă ajunge, știi? Și crezi că mă las o vând? Nu mă lasă. Eu cred că le vin de ea la vreun magazin. Asta cred, le vin de ea. Și am luat-o din baie, că după rămâne acolo în baie. Mai am puțin. Așa. Ar fi fost mai să o luăm la noi acasă. Și fost.
Ia uitați cât de fain a făcut Felix. Arată-i tot și deschide geamul ca să vină aer proaspăt. Stai să deschid geamul mai întâi. Ia uite și tu, vai de capul meu. Senzația. 20.000 de dolari. 20.660. Sincer, se mai merită să mai cumpacem toaleta. Pune calorifer și toaleta. Se merită, se merită. Deci ce vrea? Calorifer și toaleta. Un calorifer aici. Da. Hai că mă duc la magazin. Instalaciones. La installations, aici, installation. Dintre ăsta mic, așa vrea, îl dau bai. Și stați să vedeți cât de repede îl fac. Ia să vedem. Cu E, apăsăm E, și uite. Ui de capul meu. Vedeți ce mână priceput am. Super repede, super repede. Bravo, e fain cu avantajele astea. Și pune o toaletă. Vreau să pun o toaletă, dar uite, vreau, cred că vreau o mașină de spălat. Sau ce vrea? Pune încă o mașină de spălat. Unde? Cred că aici vrea toaleta, nu? Pune toaleta, da. Aici vrea toaleta. Lângă duș, când iese din duș direct. Să mergem la bathroom, nu? Nu mai știu unde, mergem la bathroom. B, aici. Și să vedem ce toaletă merge să-i punem aici. Una mai ieftină, hai. De data asta vreau eu ieftină să-mi iasă. Nu pune pe aia că arată penibil, închide. A, ultima, dar e mai scumpă. Pe a doua, că e la fel. Dar ce comică, este așa de mică, da, e scumpă, pune pe a doua, că chiar e amuzant coșul ăla de rufe în spate. Ok, dar stai să vedem dacă încape. Merge. Așa, e, assemble. Dau pe E și acum fac tot felul de șurubele. Eu sper că merge, după ce ai prins un șurubel să nu meargă. Uite că merge. Eu sper că i-am pus-o unde vrea, știi? Gata, asta e tot? Bravo, Cristina, ia pune bravo. Și mașina spălat. Și aici ce vrea, mașina te spălat? Mă gândesc că nu zice. Nu știu ce e aia, dar deci ei au chiuvetă, au toaletă, mașina de spălat da, trebuie. Dă-i întâi șuruburile de jos. Ce șuruburi? Ălea de acolo, ca să intre mașina de spălat. Ălea, sus. Asta trebuie da. Să dau da. Pe ele? E, da. Să dau E? Asta e de la mașina de spălat? Da. Ia uite mai sus să văd puțin. Uite, washer, vezi? Așa, ok. Haideți să mergem să cumpărăm mașina de spălat. Nu-i pe aici. La appliance, la installation. Aici nu? Nu știu, dar nu e sus aici la toalete. Nu e aici. La bathroom. Ia să vedem. Nu aici. Este aici. Unde mai este, că nu mai știu. Home appliances. Appliances, aici, ia să vedem. Da, aici trebuie să fie. Ia să vedem. Uite asta, ultima, la 297. Mai ieftină, nu-i? Nu-i mai ieftină. O punem? Dar nu intră de încape? Ce? Nu încape, hă? De ce nu intră de calorifer? Hă? Nu încape de calorifer? Păi stai puțin, dar tu ai vrut să ce spun vrea? Caloriferul aici. Nu încape de calorifer. Nu încape de calorifer. Păi stai puțin, deci... Asta e... Știi ceva? Nu mai punem, gata, asta este, nu mai punem, să ne învețem minte. O, rămâne fără mașină de spălat. Păi stai puțin și caloriferul i-au vrut să-l punem, nu? Ia scoate, vine caloriferul. Cum îl vând? Sau trebuia mai întâi să punem mașina de spălat și după aia punem da. Caloriferul. Nu, nici nu măcar nu mă lasă să vând caloriferul, să-l iau. Să fie mulțumită. Plecăm de aici, nu? Plecăm, apasă enter. Spală rufele în oraș. Enter. 20.000 de dolari plus, complet. 20.000, oh my super. God, câți bani am făcut. Eu acum știi ce mă gândesc, Cristina? Mă gândesc, hai să vinem casa aia. Vila, ca să ne adunăm bani pentru o super vilă cu etaj, cu... Mi-aș dori cu piscină, dar... super vilă Cocolix. Aia cu piscină e scumpă, ia întoarce-te. Să le zic la Bogătaș că o să ne luăm și noi? Nu le zic. O să ne luăm și noi cumva, să știți. Vă ajungem din urmă, încet, asigur. O să avești noi flori. Da, de la House of Invited Guest. Și invităm aici oameni ca să se uite la casa noastră? Păi, noi o vindem acum. O vindem, da. Dar nu trebuie să căutăm dintre ăștia potențial cumpărători. Apeși Enter. Apeși Enter. Și dai Start Action. Start auction. Ok. Și acum ăștia se bat. Vreau să cumpăr casa asta și o să fie potrivită pentru mine. Zice că vreau să o chirieze. Ăsta zice cu două băi. Mai lasă-mă în pace. Îi place camera mea. Auzi să stau cu părul roz, îi place camera mea. După păr, sigur îi place camera feminină. Le place. 65. Sigur s-o va vinde cu 68. Ăsta e prețul care vreau să o vând. 65. Ăsta zice că îi ajunge camera mea, zice că e destul de mare pentru el. Mare și confortabilă. Ci că nu e spațiu pentru 7 copii cât avem noi. Și că e foarte bine că aveți o baie în casă. Ei săraci cred că mergeau la cum se zice? Hai, licitați. 67. Care dă mai mult, care dă mai puțin? Care? Ia să dăm negotiate offer. Poate vrei ceva mai mult, da? Negotiate, ia să vedem. Da. Oh my god, ăsta din Breaking Bad, vreau să-mi cumpere casa. Uite-te, deci vreau să o... Deci el vrea să ne ofere 67, știi? Da. Și eu vreau să ne ofere 70, așa că mai pun 3 în plus. Ok, și dă-i negotiate. Hai, dă-i negotiate. Negotiate, ai Walter White. Negotiate. Zice că nu poate să-mi vândă casa. Pentru 3.000. Stai puțin, your offer is too low, I can sell you... I can sell you the house for 3.000 în plus. Zice că e de acord, asta trebuie să vedem mai mult, ok. Haideți să vedem. E de acord? Nu știu. Nu știu, face cineva de acord? Walter White?
Accept offer atunci, acceptăm. Accept offer? Da, cu cât o vine? Ia vezi, cu păi, cât? Păi, noi o vindem cu 67, da. Da. Și ne-a costat, noi profitul o să facem doar 17.000, doar 17.000. Doar 17.000. Dar noi o să vindem cu 67 și cu banii care avem ne apropiem de ceva bun. Și noi am cumpărat-o inițial cu 47, da, nu? Și am băgat în ea vreo 8.000. Da, și oricum profitul e de 17.600, deci hai, bine. Hai, bine. Hai, dă accept offer? Da. Accept. Ok, deci ne-am educat. Dar, stai să vezi câți bani o să avem. Deci ni se umplă banii fără număr. Stai să vezi. Ia să vedem. 118.000, ești nebun! Hai să bate palma! Hai să vedem. Dar ne putem cumpăra ceva fain de banii ăștia? O casă mare pentru întreaga familie Cocolix. Ia să vedem. Avem la negociere chestii. Ce putem să facem aici? Unde? Increase chance of successful negotiation by 5%. Da. Da, asta e bun. Să ne dă bani mai mulți când vine case. Deci să ne mărim șansele ca să avem negocieri dintre astea de succes. Mă amuză că e curios. Acum, deci noi avem 118.000. Da, și hai să vedem ce case sunt de vânzare. Cristina. Deci, de la 118.000. Ce frumoasă e aia cu 101.000. Aia de ce e așa de mică și costă 115.000? Este doar un garaj? Nu știu, garajul garaj bancă. Are mult de desubt. Are mult de desubt. Da, uite-te și tu, uite și la mai scumpe, că mai facem un job și ne adunăm bani, știi? Uite, mie asta îmi place. Deci stai puțin, deocamdată noi ne-am permit-o pe asta. Uite, știu ce frumos e aici. Și pe aia de lângă, și pe aia de lângă. Are 143 de metri pătrați. Foarte mare. O grămadă, da. Să ne uităm și după spațiu, ca să avem camere pentru toți. De la... Și după aia astea sunt mai scumpe. Fii atent, și ăsta e bancăr, nu vreau cu bancăr. Bancăr. Că e pivniță din așa, de mai jos, de mai jos. Asta și la altă. Asta e frumoasă. Eu zic să mai facem vreo două joburi. Avem și garaj. Eu pe asta o vreau. Pe asta o vrei. Ia de puțin clipea. Care e ultima de cea mai scumpă? Care e cea mai scumpă? Cum dau back? Deci? Nu, back to houses. Da. Cea mai scumpă ar fi asta, dar e cam mulțică. Ia de pe aia care mi-a plăcut nouă. Asta? Da. Uite la poze. Așa era fain, avea terasă, ai văzut? Da. Aici are o bucătărie, nu prea mare. Ok, după aceea are un salon fain. Da, uite, are 200 de metri pătrați. Nici nu e așa de mare. E dublă, nu știu ce are în ea, dar e dublă față de casa care am vândut-o. Hai să vedem puțin pe asta. Uite-le. Deci, dai puțin, asta are 213 metri pătrați și asta are doar 133. Da. Înțeleg. Oh my God, aici este totul roz! Asta e direct mobilată! Asta e curată, eu vreau una murdar, așa, ca să o fac eu curată. Da. Ce chiotă e asta? Uite, așa am vrut eu, sunt multe lucruri aici la mine în cameră. Îți spui data viitoare. Vezi? Deci, noi avem 118 și cât mai trebuie să muncim de la Bactulis ca să o cumpărăm pe asta? Pe asta ai vrea să o luăm? Sau, da, hai să luăm pe asta. Da? Mai ne trebuie 169. Da, frumoasă. De pe ea. Ia să vedem cum e aici la ea. Aici e spațiu mare. Oh, ce hol lung. Vrei să o luăm pe asta? Nu știu ce să zic. E cam lunguiață ea. O vrei? Că puteți să o luăm dacă vrei. E cam lunguiață. Ha? O luăm pe asta. Dar e faină că asta are garaj, de exemplu, uite. Asta la altă n-are garaj, dar asta are garaj. Măi, suntem oare pregătiți pentru casa așa mare? Suntem pregătiți? Nu știu, că nimeni n-avem bani. Sau să ne o facem pe asta, să ne o vindem. Sau uite, asta costă 43, asta deja ne-am putea o lua. Ești tare puțin, dar vezi ce e înăuntru, dacă îți place. Ia să vedem cum e înăuntru. Are un salon mare și fain, are un hol, e ca aia. Da. Ne-am uitat mai înainte la ea. Și are 143 de mii. Asta. Asta? Da. Ia să vedem, 145 de mii. Asta e renovat, nu-mi plac renovări. Că deja nu... E un cam murdărică. Știi care e faza? Dacă e deja renovată, eu nu mai am ce să renoveze, nu-i crește valoarea. Într-adevăr. Știi? Deci trebuie să luăm una mai... Ia-o pe asta. Ia uite și asta, nu ne-am uitat la ea. Ia uite la ea. Ia să vedem puțin. E cam mic spațiu, știi? E cam mic, dar e drăguțic. E mai mic decât aia dinainte care am avut-o noi. Ah, da, nu trebuie o casă mare ca să ne facem multe camere. E mai de mai jos, asta să văd. Care, asta? E cu bancăruri. E cu bancăruri, dar hai măcar să vedem cum e înăuntru. Mai da, câtă mizerie are. Asta e cu bancăruri. De back to house list. Să facem faină. Și aia ultima cum e, asta. Asta? Da. Asta n-are garaj, dar poți să spui mașina așa, de desubt. Da, da. Eu nu mă uit cu bancărul și o casă. Ăsta e bancărul, uite, aici te ca la spital. Te ascunzi acolo. Eu pe, zic care, să... pe care să o luăm? Eu zic să o iei pe aia de sus. Că pe n-avem bani. Da. O luăm pe asta? Îți place asta? Îmi place foarte mult. Mai ales afară îmi place. Da, dintre asta și aia la altă care o vrei? Dintre asta și care? Aia de lângă ea. Și asta? Da. Care vrei tu? Ia, alege tu. Să vedem ca spațiu. Asta e puțin mai mare. Stai, să nu fie renovată aia, că dacă e renovată nu place. Da, e renovată. Da, pleacă de aici. O luăm pe asta murdară, de preferabil cu multă mizerie. Și te pui să cureți. O dăm bai? Dă-i bai dacă vrei. Deci eu sunt super cătate. Uite ce frumos, în sfârșit avem noi flori. Dă-i bai. O cumpărăm! O cumpărăm! Go, da? Go!
Casa familiei Cocolix. Ia uite, știu ce faină. Voi să știi că arată foarte fain și îmi place că și copaci. Vă place? Vă place? Dați like dacă vă place noua casă, acum aici intrăm în ea. Să vedem care e și cum. So hard to let it go. Deci, dacă nu vrei să vânzi o casă sau vrei să locuiești acolo, apasă escape și rămâne a ta. Bun, ok, apasă de pe close. Na, Cristina, okay. Fă-i curat ca să te pricep tu. Ia să vedem. Încă mai avem ceva bani, 16.000, deci putem să urmăm puțin. Hai să vedem care sunt vecinii. Vecinii se pare că sunt cam aceiași. Nu, 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 nu sunt aceiași, nu sunt aceiași. Nu sunt aceiași, uite, ba, da. Asta, nu, 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 Cristina. Ăsta din față e altul. Da, și din dreapta e altul. Din dreapta e altul. O, dar toți au flori. Da, ia, în jurul casei, să văd casa. Hai să vedem în jur. Deci aici sunt vreo 3 camere. Uite o baie, baie, o vezi? Ai văzut baia? Nu, a, da. Uite, da, asta da, baia, da. Uite și tu ce geam mare avem la baia, sunt toată lumea din stradă. Din ăla cu vila casei. Aici ce-i? Aici sunt multe camere și multe geamuri nespălate. Toate sunt nespălate. Oh, avem o verandă mică. Avem o verandă. Eu zic să ne punem aici ceva, o masă cu umbreluță, ceva. Cristina, eu zic să... Dar eu voiam să intru pe afară. Du-te pe acolo, du-te pe acolo. Care-i ușa de la intrare? Asta cred că e, da. Ia. Nu, asta e. Nu, uite că m-am rătăcit! Uite aici, ce casă mare avem! Deci, când intrăm, avem un hall cu o chiuvetă. Noi putem să spargem toți pereții, știi? Nu avem obligația. Oh, da! Haideți să facem și puțină curățenie în timp ce suntem pe aici, nu? Da, 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 da. Deci, ce e chestia asta? Ceva de... de toaletă, ce e aia? Nu știu, ia să ce văd. E o oliță, ia să văd, pentru copii. Este o oliță pentru lume. Aia e oliță pentru copii, pe cuvântul meu. Asta e oliță de copii, nu? Când nu mai cresc. Ce. Dar uite și tu câtă mizerie este aici. Pe așa, pe partea stângă, ce avem? Avem o cameră. Asta, da, o putem transforma într-un birou, într-un ceva. Birou, avem și un birou. Dar stai, asta câte camere? Care multe camere? Oh, ce curat am făcut din prima. Avem o grămadă de camere, oameni buni. Eu zic că am făcut o afacere super faină. Da, pe partea dreaptă aici, ce avem? Ce e asta? Eu o să dărâm asta, n-am nevoie din... Da, nu-mi place nici mie ce e chestia asta, cred că o să o dărâmăm și o să facem continuare cu bucătăria. O sparg acum? Să vedem ce pe partea cealaltă. Hai să vedem ce pe partea alaltă. Dăm în baie. Ok, aici ce avem? Nu, pe partea alaltă ce vezi, ca să vedem ce e cu camera aia. Aici, ce era aici? Ia, e open. Asta era o baie dintre aia. Ia, sparge zidul din dreapta. O spargem și ne facem o baie mai mare. Sparge acum, sparge tu. Stai să văd cum. Ăsta cu barusanul. Și sparge. Hai. O spar. Ui, eu a venit ideea, deși îmi pare alta, că ai una de aia și sparge. A, una. Cine a venit ideea să ai o baie așa de mică și o debara, sincer să fiu. Mai bine să ai o baie luxoasă, o baie faină, nu? Asta zic și eu, da. Ia uite, mă trezesc în camera alaltă? Da, da. Ce zici, îți facem treabă bună? Așa, așa, Cristina, super. Bravo. Tu numai odată te-ai dat într-un loc. Am odată? Da, da, da. Vezi să nu spargi zidul ăla. Hai. Mai ăla te spargi. Așa, perfect. Super. Perfect. Așa, uite ce baie faină. Și avem și geam. Ce era așa urâțele? Baie fără geam. Vezi că mai e aici un ziduleț. Mai aici puțin un ziduleț. Și tot mi se pare mică baia, dar... Tot e mică, dar este bună, e bună, da, drăguță. Zicea că e baia de serviciu? Baie de serviciu, da, dar măcar acum avem geam, uite și sincer tu. Să fiu, n-aveai ce să faci cu debaroa, ia uite acum cum e. Făceam serviciu aici. Auzi, și care vrei să las ușa? Asta? Nu știu, mai vedem. Auzi, aici ce e așa spațiu înghesuit? Nu știu, ia ieși de afară. Stai, cred că avem aici vreo terasă pe afară ceva, de ce e așa de înghesuit acolo? Ia, nu pot să desfac. Ia sparge tot. Ia încearcă. Nu cred că pot. Încearcă. Nu merge. Nu se poate să din exterior. Nu merge. Deci ne lăsăm aici ușa sau nu? Mai vedem. Hai să vedem celelalte camere. Haideți să vedem celelalte camere. Aici în partea stângă ce aveam ce noi? Aici? Aici încă o baie. Băi, dacă poate spargem. Multe, băi, dar poate spargem și o curățăm? Curăț-o. Hai să o curățăm. Ce chestia aia? Poate ne faci. Asta este o mașină de spălat dintre aia tip vechi. Nu mai cumpărăm. Rămâne asta. Nu mai cumpărăm altă mașină de spălat. Nu știu ce zic. Dar câte băi are asta? Oricum, are foarte multe dacă băi. Dacă vrem vreodată să o vindem, e bine cu multe băi, că le plac ăștia băile. Asta e o casă cu mulți copii, eu cred că de aia, ca să aibă fiecare baie. Oh, hai că era fain aici un dormitor. Facem puțin curat. Spele ăștia sau le vinzi? Sau le vopsești? Lasă, nu mai facem DIY-uri. DIY-uri dar știi ceva? Poți să-ți lași dacă vrei comodele. Le vând. Astea, da, apar noi. Da, astea apar noi. Vindem ăsta cu $14 doar. Da, că mai mulți toți. De 2000 de euro. Eu aici trebuie să chituiesc, trebuie să-mi pun un plastur. Chituiești acum? Ia chituiești acum. Chituiesc acum, ia să... Unde e chituiala? Nu, dau pe tab? Da. Dau pe tab. Și scrie la store. Și mă duc aici la magazin. Și scrie plasture. Și dau plasture. Plaster. Și dai la all. Dau la all. Așa. O, trebuie scriu din nou. Da. Plaster. A, perfect. Ăsta îl cumpărăm, da? Dau buy. Până așa de pe el. Și ia de puțin pe tab. Pe tab. Și de la skills era ceva de cumpărat noi. La perks. La perks? Ia să vedem. Ce anume? Poți să faci în felul următor. Fast hands. Nu știu, să cureți mai repede sau... Da. Să vezi mai mult dirt-o minimap. Nu, cred că știm deja care este. Care, să curăți? Da, să curăți și mai repede. Da, upgrade, super. Ia, plăstuiește.
Tab. Tab, așa. Și acum cum plăstuiesc? Că n-am mai plăstuit niciodată. Ții bățul ăla, scula aia de alta, da? Okay. Și dai E. Dau E. Așa, și dai click pe plastră, să ții plastră. A, dau click pe asta? Să ții plastră, da. Haide, haide. E deja plastră, ia plasturează, da. Și să plăsturesc aici. Ți-a apăsat. Dai cu glet. Ce fain. Ia vezi unde mai trebuie, mai trebuie acolo. Uite, am făcut aici o formă de cățel. Intenționat. Trebuie să mai pui plasture. A, trebuie să mai pun de fiecare dată. Asta e un fel de glet, mă gândesc, știi? Cu asta se face. Dar avem foarte multe camere în noua noastră casă, eu sunt foarte bucuroasă. Ia vezi, mai trebuie undeva. Aici se pare că nu. Nu, perfect. Dacă și haideți trebuie... să vedem, deci aici avem baie, da, de acolo am venit. Aici e mizerie. Stai, dacă tot merg, hai să fac curat între timp ce merg. Dar ce hol lung avem aici, voi ați observat? Poți să-l și speli dacă vrei. Îl spăl. Așa. Foarte multă mizerie. Mi-e place foarte mult când e curat. Aici ar merge o podea nouă. Ar merge podea nouă? Dar să știi că niciodată noi nu ne-am schimbat podeaua. Niciodată nu ne-am schimbat podeaua, trebuie să ne schimbăm podeaua. Oare are și mai multe feluri de podea? Pe cred că are două feluri. Ar fi super interesant. Pe ușa e murdară. Pe ușa e murdară? Nu, aia la altă ușă. Uite, uite pe hartă. Pe ușa asta de la baie. Tot timpul ușile de la baie sunt murdare, ați observat? Super, super. Ia vezi. Așa. Camera aici, asta. Hai să mergem aici să vedem ce avem. Deci avem un salon cu bucătărie. Dar e cam puține mobile de bucătărie. O să pun aici o mobiloaie de bucătărie. Ia zi, păstrezi ceva de aici, ce păstrezi? Haideți să vedem cum arată canapeaua asta după ce am boxit-o. Băi, sincer, nu prea arată așa de fenomenal, nu? Nu prea arată așa de fenomenal. Ia vezi ce. Dar mie nu prea îmi place mobila asta de bucătărie, cam închisă. Vinde ce nu vrei. Hai să vând mobila de bucătărie. Cu cât am vândut-o? Vede mai față, așa. Cu 524. Păi poți să-mi iau una nouă. Da. Ce fac? Ce fac? Ți-a pus-o pe ea ca să vinzi. Click dreapta. A, trebuie... Stai că nu știu cum să vând. Trebuie să țin click dreapta? Da. Stai, dă puțin. Nu mă lasă să vând. Dă puțin. Dai așa și dai pe ea, știi? Da. Așa și click stânga. Așa. Click stânga, super. Dar vezi ce mai vinzi, Ce vând? Scaunele astea sunt cam negre. Vinde și masa aia mucigăită, că aia nu mai scos nimic din nu aia. Mai scot. Asta, hai cu vânt deja, nu mai curăț. Și mie nu-mi place culoarea la mobil aia ce-o fi, nu-mi place deloc culoarea. E prea maro, există maro. Haide! Așa. Vinde. Haide, o să ne punem ceva mai deschis. Curăță gunoaiele, vinde și canapeaua. Haide, ne luăm una nouă. Hai și masa. Nu trebuia mie masa. O voiai tu? Da, trebuia mie masa. Așa, hai să facem puțin curat. Noi mai avem o cameră. Eu sunt foarte bucuroasă de casa asta. Nu-mi place oranjul ăsta, mi se pare prea... Ia prinde lumina. Păi las că te pun eu să văruiești. Super. Îmi pare că e mai ok. E fain, știi ce e fain? Că e numai un singur perete. Că dacă era mai mult, nu era chiar așa de fain. Am făcut curat? Parcă nu e așa de mare. Poate mărim bucătăria. Vezi ce e în partea aia? Dar eu zic că e mare. Eu zic să nu mai mărim. Să nu mai mărim. Aici ce e? Aici este un birou. Da. Iar câte birouri ne trebuie? Eu zic că primul să-l dar uite și tu ce birou aici, s-a lucrat intens. S-a lăsat până ce a căzut scaunul. Hai să vând și asta, că nu prea-mi place. Ia, fă curat. Deci, fac curățel. Unde mi-e mopul meu? Așa. Tu vezi cât de multe camere avem? Măi, să știi că, sincer, aș mai... Nu știu ce să zic. Eu aș mai sparge, aș mai face. Ai că mai sparge? Nu vrei să ai camere mai mari, mai faze, mai faze. Vezi, e acolo mizerie. Unde n-ai fost? Unde uite pe mizerie? Hartă. Ia du-te acolo unde este. Aici în camere e foarte bine, dar aici zice că e mizerie. Nu, așa, aici. Dar uite acolo pe hartă. Așa. Aici e cam curat. Nu, du-te înapoi în cameră și uite acolo pe hartă. N-am fost acolo, vezi? E curat, e în spate. Du-te în față. Acolo, du-te acolo unde trebuie să mergi. Dar unde să mă duc aici? Uite, aici trebuie să ajungi tu, că n-am fost acolo. Nu trebuie pe aici. Păi știu, dar ți-am zis unde să mergi, tu alegi unde să mergi. Merg de pe aici. Da. Aici, ia să vedem. Noi n-am fost în camera asta. Nu, asta zic, avem foarte multe dormitoare. Dar nu vrei să avem mai puține și mai mari? Păi nu, eu vreau să am mai multe camere. Ai, Cristina, că mi-intră... Bun, hai că faci cum vrei tu, mi-intră un pat? Am făcut curat. Ți-ți plac două, băi, patru camere? Da, să fie proporționat. Hai, bine, parcă văd că mă înghesi aici. Am făcut. Ai făcut. Du-te, dă-și în camera de lângă, o cameră aici în mijloc, în stânga. Asta. Ce de multe dormitori. Încă o baie, dar câte băi au trei oamenii băi, ăștia? Trei băi, așa ceva n-am văzut în viața mea, trei băi. Înseamnă că prima camera aia nu mi-o fac baie. Nu ți-o faci? Nu, mi-o fac dormitor. Dar am o idee, dar dacă faci o baie mare, ia vezi ce e după asta, poate are o baie și o mărim. Păi, dar ce nu-i ajunge? Că nu prea avem foarte mult mobilier nu. Pus în baie, cât se ocup spațiu, știi? Să dansăm. Să dansăm? Ia, du-te de lângă, să zici dacă iar e baie. Am făcut curat? Da. Deci eu am numărat trei băi în casa asta. Uite, de ce nu faci baie o baie mare? Baie lângă baie. Ia sparge peretele și fă o baie mare. Aici vrei să fac o dita mai baie? Da, și da. Ce punem? Ce punem? Într-o baie așa de mare. Dar nu vrei două că deja avem baie și acolo, baie și acolo, și știi? Și aici ce? Deci. Holul. Și aici, uite, baia asta o mărim cu baia din partea cealaltă.
Nu vrei să ne facem aici un dormitor? Nu știu, mai vedem, mai vedem. Dați-ne și noi sfaturi cum să ne facem. Băi, peste băi, peste băi. 3 băi și 5 camere minuscule. Cine, dacă vă place casa asta super mare pe care am luat-o. Da, că sunt multe camere. Am investit bine, da, nu? Da. Cristina deja și-a pus mâinile în ea ca să facă ea cum vrea. Ea a cumpărat-o. Uite câte faci, da. Faci, aveți. Nu uitați să apăsați butonul de like. Că să știți că vă place cu Coșeaba, că vă place foarte mult. Și aici bucătăria asta să renovezi. Wow. Eu am planuri pentru bucătărie. Bucătărie slash salon. Nu, asta, dar de data asta îmi face bucătărie dintre aia mare să fiu și o mulțumită. Nu vrei să spargem asta ca să avem așa mare? E prea așa. Lung. Sau cât îmi dai din hol? Da. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem viitoare cu încă un episod șmecher de Cocoșeaba, că nu o să fie Cocoșeaba, o să fie Cocoșeaba. Uite, eu fac, ce fain, mi-e plac mult băile mari și mi-aș face o baie de aici, până pe aici, Și uite, și asta, baia asta, aș uni eu cu camera asta și aș avea o cameră așa cu colț, cu vestiar, din așa cu vestiar, cu dulap, așa, ce idee bună. Bine, la viitoare, pa!